este... Wow! Wow! Este... Hai, 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 hai! Wow! E wow! Două, trei! Wow! Oh! Hai, hai! Putem să deschidem ochii! Wow! Fată sau băiat? Băiat sau fată? Asta e întrebarea principală care ne frământă în ultimele luni de când am aflat că vom fi a cincea oară părinți. Eu încă nu știu nimic. Tati și cu mami țin în secret. Dar astăzi cu siguranță veți afla cu toții, dar într-un mod mai inedit. Eu și cu mami am pregătit pentru voi mai multe provocări, cu diferite indicii, care vor da răspunsul la această întrebare. Cine din voi vrea să execute prima sarcină? Eu! Tu? Melissa, să fii atentă la indiciile care se ascund în sarcina ta. Sarcina numărul 1. Dar stop! Am uitat să vă zic ceva important. Aveți de executat 5 sarcini. Așa de multe? Așa este. Și iată prima sarcină! Vă rog, luați loc pe tronurile voastre! Sper să fie la final, băiat! Melissa va executa sarcina, iar voi doi veți urmări atent rezultatul final! Succes, Melissa! Așa... Wow! Ce... O pungă roșie. Acum o deschidem. Oare spune ceva culoarea pungii? Da. Ce-ți spune? Că e fată. Poți să o pui pe masă dacă dorești. Văd că și Mircea s-a dat mai aproape. Sunteți curioși? Da. Vreau să văd. Stop! Te rog să-mi spui, ce crezi că este aici înăuntru? Aici înăuntru este vată roz. Dar sunt curioasă. Ce credeți voi? O haină? A, e de băieți. E băieți. De băieți. Înseamnă că e băiat. Înseamnă că e... Este o maletă cu mașinuțe. Prima sarcină executată și Melissa supărată! Mergem mai departe sau deja știți răspunsul? Știu răspunsul! Ce este? Fată! De ce? Roșie! Ce? Fată sau băiat? Da, ești mai aproape de răspuns! De fapt, avem 5 runde și în fiecare rundă vor câștiga ori băieții, ori fetele. În final, facem cumulul și aflăm cine a câștigat. Învingătorii este sexul, genul, copilul nostru viitor. Totul lăsăm aici și fugulița într-a doua runde! Haide! Repede! Fuguța! Și am ajuns! Ta-da! Dar ce este asta? Eu cred că trebuie să o batem. O comoară? Cutie. O cutie? De fapt, fiecare copil al nostru a fost o comoară pentru noi și este și acum. Următorul copil nu va fi o excepție și va fi o comoară viitoare. Hai să vedem ce este înăuntru. Eu cred că am înțeles deja. Și cine va executa sarcina? Cum zicea Mircea, într-adevăr este o comoară a piraților. Cred. Dar că este ce băiat, interior... Vom afla cine execută această sarcină? Băieții! Matei vrea! Hai, Matei și cu Mircea! Primul Matei! Bravo! Acum eu! Wow! Hai că eu o țin! Acum eu! Vai, și iarăși Matei! Hai! Matei, mai tare! Încă, încă! Wow! Acum eu! Oare va rezista pinata noastră până la final? Wow! Acum Melissa! Wow!
din câte văd, nu ați mâncat prea bine astăzi. Hai, mai cu putere! Nu rupe-te! Elisa! Nu se rupe cutia asta! Wow! Hai, este... Până se simte ceva. E bravo, Matei! Încă! Wow! Wow, 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 Matei! Încep să cadă bucăți! Din cutie! Hai, Mircea! Wow! Acum eu! Hai, Melissa! Stop! Știi de ce nu reușește Melissa cu Mircea și cu Matei să spargă această pinată? Pentru că nu ai pus like la acest video! Haideți să-i încurajăm cu un like, fugulița! Da! Hai, Matei! Așa! Încă! Stop! Dar nu se sparge! Mircea. Bravo, Matei! E rândul lui Mircea! Wow! 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 Acum eu! Wow! Ceva se vede! Ceva a căzut! Stai că Melissa țintește locul! Este! Este! Se rupe de sus, dar nu de jos. Hai, hai! Acum vreau și eu să încerc. Hai, la trei! Bătălie crâncene! Doi! Unu! Tare! Hai, Matei! Ah, era lui Mircea cum să facă. Ah, era de lui Mircea. Matei nu are răbdare să se spargă pinata. Hai, hai! Matei, bagă! Matei, bagă în gaură și rupe! Unde-i gaura? Hai, bagă aici în gaură și rupe! Așa! Rupem, rupem, rupem! Foai, Mircea! Stai să te bag și eu în gaură! Eu zic mai bine să bați! Wow! Wow! Acum eu! Ce culori sunt! Ce de fete! Mai Melissa, încă puțin! Este! Hai, 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 hai! Bun! E bun! Bombonele roz! Melissa, sunt preferatele tale! 1-1 este egalitate între fată și băiat! Iuhuu! Și ciocolate! Dar ia priviți aici! Priviți aici, priviți aici! Băiețelul nostru deja le mănâncă! Crocant! Dar ce așteptăm? Să trecem imediat la ronda numărul 3! Haideți! Și a treia rundă avem confeti! Eu, eu! Priviți aici atent! Sunt confeti fie băiat, fie fată! Cine iar culoarea ne va spune indiciul! Și cine pornește confeti? Cine lansează? Melissa, e rândul tău! Da! Cu Matei împreună! Da, hai! Așa, vezi, aici sunt săgețile. Matei, și tu, așa. Vreau fetiță, bebe fetiță! Da! Oi. Hai, Melissa! Hai împreună și cu Mircea! Da! Unul ține de jos, altul de sus. Două, trei! Wow! Oh my God! Iar acum...
acum să trecem la următoarea rundă! Bine ați revenit în curte, pentru că aici vă așteaptă penultima rundă! Dar ce ai în mână, tate? Un balon! O, fetiță! Nu te bucura prea de gravă, pentru că avem și cu albastru, băiat! Wow, ce balon! Și boy girl! Cine e următorul? Execută sarcina? Eu! Melissa, ai acest pai, cu el încearcă să spargi acest balon! Aici te așteaptă următorul secret! Hai! Roz, de ce îți spart acelea roz? Nu mai este altceva aici decât roz Mircea! Roz, arată interiorul, tate, ca să creadă toți! Deci, avem egalitate între fată și băiat! Runda finală va fi una decisivă! Deci să trecem la ultima rundă! Super! Tate, ce faci acolo? Caut ultima rundă! A, de ce ai așteptat să vină seara? Wow, acolo a fost ascuns! Cine știe ce este în interior? În interior este o pungă cu heliu! Fii atent, tate, să n-o scapi! Eu vă zic să închideți ochii și când vă zic să deschideți, vă uitați ce iese de aici! Bine! Iar Matei mă ajută! Vino cu acea repede! Ține aici, ține aici. Vai. Și putem să deschidem ochii! Wow! Ce avem aici? Ia uite cum zboară! Parcă este un stol de păsărele! Și baloanele se duc în lume! Wow! Iepurașul se duce după păsări! Salut! Da! Dacă ai văzut cumva cum deasupra Clujului au zburat niște baloane, să ne scrii în comentarii! Voi tot urmăriți baloanele încă? Da! Când s-a născut Melissa, am zis că dacă aș avea încă 10 fete, 10 le vreau! Și Dumnezeu a auzit dorința mea și mi-a dat după aceea băieți. Fiecare părinte trebuie să se roage la Dumnezeu ca să primească copiii. Fie că este băiat, fie că este fată. Noi ne bucurăm pentru toți care vin în lumea noastră. La mulți ani tuturor! Și felicitări! La mulți ani! E fată! Distracție, distracție! Dar cine va face ordine în curte? Fetele sau băieții? Desigur că vom face cu toți împreună, pentru că suntem o familie mare, dar și foarte unită. Așa este! Da! Haideți la treabă! Now your hands are clean.